Trăim în țara în care unii își recalculează pensiile după ani grei de muncă, în timp ce alții își calculează anii de odihnă. Sunt semeni care au transformat lenea în profesie și au îmbătrânit trăind pe banii statului. N-au de niciunele, dar nici chef de muncă n-au. Și când vine vorba să-și caute o slujbă, găsesc motive suficiente cât să nu se dea jos din pat. Iată portretul României odihnite, unde meseria de asistat social e tradiție pasată din tată în fiu. De când beneficiați de ajutorul social? De la 14 ani. Din 2000, practic, nu mai aveți loc de muncă. Da. Ați băut de dimineață? Da, mi-a venit dracu, am luat un pahar de dimineață. Ai carte de muncă? Nu am carte de loc. V-ați bazat că n-ați găsit aici de muncă, la dumneavoastră, în sat, cum ar veni, da. Și gata, domnule, nu mai e loc de muncă nicăieri pe Terra, pe planeta asta. Da. Și n-am mai plecat și deocamdată stau pe poziție. La cerșit. Adică? Adică cerșit. La păcănele mergeți? Păi n-am bani. Dar la cați avea? Păi asta zi și noapte acolo. Bani pe cineva de mă întrețin. Da? Cine mă întreține? Am pe cineva care mă întrețin. Cine? Copii. Copii. Vă dau ei bani. Da. Dacă ne-am face armată din câți asistați avem, am deveni o forță pe continent, iar Ionel și Ioniță s-ar încadra ca generali, la ce vechime au când vine vorba de ajutorul primit de la stat ca să stea. Suntem la Videle, într-o zi de lucru din mijlocul săptămânii. Vrem să-i cunoaștem pe cei mai săraci dintre săraci, amărâții amărâților, pentru care munca a fost mereu și este încă o mare bătaie de cap. Astăzi e ziua în care sunt scoși la treabă de asistența socială. Doar câteva ore au de adunat gunoaiele de pe marginea drumului. Câte 2 ore, 3. Asta în fiecare zi sau când? Nu în fiecare zi, așa la 2 zile. Ușor, ușor, să nu dăm de greu. Acesta pare să fie sloganul oamenilor din imagini. Fie că sunt tineri, bătrâni sau la mijlocul vieții, pentru ei timpul liber e mai important ca banii și asta te face să te întrebi, oare ei în ce țară trăiesc? Răspunsul ni-l dă domnul Ioniță, recordman la asistență socială. Domnul Ioniță, câți anișori? 55. Mult și frumos și înainte. Mulțumim. Ia spuneți-ne, de când beneficiați de ajutorul social? De la 14 ani, 15 ani. Deci aveți vechime? De când s-a înființat social, de când s-a dat. Aveți vechime? Da. De n-am lucrat în nicio parte. A, deci dumneavoastră de când aveați 14 ani, practic. Da. Am crezut că de 14 ani îi beneficiați de... De mic. Păi povestiți-ne. Deci aveați 14 ani și... Am mers în continuare cu social. Ați început socialul? Da. De la 14 ani? Da. Până acum la 55? Da. Și nu ați muncit nicăieri? Nu. Omul își aduce aminte că a lucrat o perioadă, cazilier într-o fermă, dar e mult de atunci. Când era asta? La ce vârstă? După armată, în 21. Deci, cam prin ce an, așa? Când aveți 21 de ani, spuneți. Nu, 55 am. Nu, când aveți dumneavoastră 21 de ani, atunci munceați la fabrica asta. De când am venit în armată, de când m-am liberat. V-ați eliberat din armată? Da, și până s-a desfințat. S-a desfințat și de atunci n-ați mai muncit? Nu. Adică, câți ani au trecut? Dacă în 2021... Și acum aveți social. 55 de ani. Da, și social. Și de atunci nu mai ai niciun loc de muncă. Nu. De când aveți 21 de ani? Nu. Până la 55 de ani? Nu. Dar ce, nu găsiți? Unde se găsesc? Sunt calci în bolnav. Ce boală aveți? Cu inimă. Mai exact, de ce suferiți? Am avut niște tratamente, am fost cam răcit, am avut niște accidente la inimă. Ce accidente ați avut la inimă? Adică ce s-a întâmplat? Făceam niște tratamente, mondarmind între ăla, când era așa pe timp, până înapoi. La școală am făcut decât 5 clase. N-am putut să mai mă duc, părinții mi-au murit, am rămas singur el. Traumele copilăriei l-ar fi ținut departe de stresul unui loc de muncă, așa că a luat-o ușor, ca să se protejeze. Și așa o să vă duceți toată viața. Păi și dacă nu pot să fac altceva? Dar când v-au murit părinții? Părinții? 2025. Păi, nici n-au,
Am apucat încă 2025, suntem 2024. În 95. 95. 95. Dumnezeu ne-a să-mi face și să ierte. A murit întâi taică mea la 14 ani, până maică mea la 95. Pare rău, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și aici ce faceți, practic? Uitați ce faci. Doamna e șefa noastră și ne pune și noi să facem așa, cât puteți să faceți, să ați două zile, două ore, să trei zile, cât să pune, adică cât trebuie să facem curățenie și numai ne anunță pe telefoane. Și cât luați pe lună? 3 milioane. Și tot la fel ca el. 330 de lei. Da. De moment ce nu o fac, cu siguranță nu-și doresc cu adevărat să muncească, asta clar. Dar, pe de altă parte, pot să înțeleg de unde au această lene. Pentru că dacă ei, stând, având mult timp liber, se uită probabil și mult la televizor și ce văd acolo? Văd doar oameni care nu au abilități, care câștigă mulți bani nefăcând nimic. Începând cu cei din Parlament, începând cu toți ăia cu pensii speciale, beneficii, oameni care primesc de la stat fără să întoarcă ceva înapoi, un serviciu util societății. Și atunci modul ăsta de relaționare cu banii statului se propagă până la cele mai mici nivele. Deci mi se pare cumva în rezonanță perfectă cu ceea ce văd la conducătorii noștri. Domnul Ionel e și el de ani buni pe lista asistaților din oraș. Nu s-a obosit și nici nu se obosește să caute ceva de muncă. E convins că oricum nu găsește. Așa că... Până acum ați reușit, ați avut locuri de muncă mai bune? Înainte munceam, dar acum, de când am luat asocialul, nu mai. Păi, de ce? Ați putea totuși la vârsta dumneavoastră, aveți pensie cumva? N-am pensie, n-am nimic. Și câți bani primiți ca ajutor social? 3.130.000. Ce reușiți să vă cumpărați de bani ăștia? Ce mâncare vă luați? Mâncare, salam, cărnățori, mici. Cartofi. Cartofi. Și dacă se duce la muncă, acasă cine mai stă? A fi sau a nu fi obosit? Aceasta e întrebarea care îl macină zi și noapte, de 24 de ani, de când s-a retras la vatră din câmpul muncii. Sunt singurel acasă, cine vede, stau pe acasă. Că n-are cine să stea acasă. Stați acasă singur? Păi și ce? La ce vă împiedică faptul că stați acasă singur să nu vă găsiți un loc de muncă? Nu, de cine mai mă primește pe mine acum? Da. Și deci spuneți că din 2000, practic, nu mai aveți loc de muncă. Da. De ce n-ați avut dumneavoastră parte? Și ceva care v-ar fi ajutat să munciți? Ce vă lipsea, practic? Nu lipsea nimic. Să-l ia unul cu japca, leagă-l, bagă într-un sac și îl pune într-o fabrică și nu-i dă drumul până nu prestează 8 ore acolo, nu știu. Ce ar face în situația asta? Crezi că s-ar conforma, rămâne acolo să muncească sau ar încerca să evadeze? Păi, în primul rând, cred că ar căuta băuturică. În mintea lor, ei sunt veseli. Dacă încep de dimineață, se veselesc de dimineață cu păhărelul și atunci, la finalul serii, la finalul zilei seara, ei sunt deja, au avut o zi plină de veselie. Și cred că și dormi bine după. Dacă te apuci de dimineață, cred că o să dormi destul de bine seara. Păi 250 de lei? Ia împărțiți dumneavoastră să vedeți dacă... Cât ar trebui să fie? Cât ar trebui să fie? Sunt de acord că e mic. Păi corect că e mic. Cât ar trebui să fie? Nu știu. Nu sunt eu în măsură ca să pun... 1000 de lei. 1000 de lei, da, hai să zicem. Aici adânsa are dreptate. Un sat mai încolo dăm peste Neasile. Cu ochii pierduți și limba împleticită, omul recunoaște că și-ar dori mai mulți bani de la stat. Aveți dreptate, trebuie să ne mărească și noi că muncim atâția kilometri și toate alea. Mare muncă nu este de făcut dacă stăm mai obiectiv. Dar... Zici că nu e mare muncă. Nu, eu nu consider asta o muncă multă. Dar ce părere aveți? E muncă multă? Eu pentru unul... presupun că da, dar pentru mine nu. Ia spuneți. De ce nu e muncă multă? Doamne, de ce credeți că spune că nu e? Primul pe plan, aș vrea să ne aprobe locuri de muncă. Primăria sau eu știu ce. Păi locuri de muncă aveți, dar nu vă duceți. Minți. De ce să mint? Păi eu cred că e locuri de muncă, dar dacă nu se duce, eu una aș prefera să mă duc la muncă. Dacă să mă duc să strâng hârtiile după... Hai, du-te că ești bolnavă.
Păi nu, de ce, mamă? Mai, așa este, nu, pe nu vă mai comportați așa. De ce? Nu, dar nu i-am făcut nimic de cap. Nu trebuie să o împingeți, lăsați-o în pace. Ia, ascultă-mă puțin, dacă consider că asta e muncă multă și nu-ți convine banii ăștia de la primărie, de ce nu vă duceți ăștia care sunteți buni de muncă și sănătoși să munciți? Nu să stați cu un ajutor social. Eu așa consider. Eu una, asta cred. Cei care sunt sănătoși să se ducă la muncă. Sunteți sănătos? Da, sunt sănătos, dar n-am loc de muncă. Unde ați muncit la viața noastră? Am lucrat în schelă. Și practic vă bazați doar pe ajutorul social? Deocamdată da. Că n-am găsit loc de muncă, deocamdată. Dar ce v-ați căuta așa? Eu am atestatul de pază. Doamna spune că de fapt nu doriți să munciți. Minte? Ei, nu știu. Dar probleme de sănătate spuneți că n-aveți. Sănătate? Da. Normal. Deci că n-aveți nicio problemă? Nu. Dar acum, sunteți un om sincer? Da. 100%? 100%. Ați băut de dimineață? Da, mi-a venit dracu, am luat un pahar de dimineață. Este? Da, corect. Recunosc. Acum, sunteți 100% sincer? Da. Doar un pahar? Atât. Am stat 3 ani. Și paharul la cât are? Un litru? Cât, de cât e paharul? 100 de grame. 100 de grame? Atât. Vă văd amețit așa și de asta mă gândesc la 100 de grame. De ce? Ce băutură era asta? Bătărie. Bătărie. Da. Bun, și după aia, jurați dumneavoastră că după aia n-ați mai luat niciun paharel. Nimic. Și ca să ne demonstreze că nici n-a băut, nici gura nu-i miroase, Nea Sile ne face o probă de echilibru. Sile este un om al paradoxului, dar nu se abate de la linia lui de plutire. Oboseala nu e pentru el. Se satură de muncă doar când îi vede pe alții muncind. Dacă suntem harnici, suntem și sănătoși. Și dumneavoastră sunteți sănătos? Sunteți harnic? Da. Și sănătos și harnic. Dar muncă aveți? Deocamdată nu. Deci nu mai sunteți harnic, nu mai sunteți sănătos. Cum e? E greu. Păi nu, cum e adevărul? Care e adevărul? Sunteți sau nu harnic? Sunt harnic, dar nu m-am servit, n-am loc de muncă, dar puterea aș avea și e greu să stai acasă fără servici. Păi și cum vine asta? Sunteți harnic, dar n-aveți muncă. Cum vine? Dacă nu se găsește loc de muncă. Spuneți dumneavoastră. Dar dacă ați merge în altă localitate? Da. N-am femeie, n-am nimic. Păi și dacă mergeți în altă localitate? De ce nu mergeți în altă localitate să vă căutați de muncă? Că n-am găsit. În nicio localitate? Nu știu. Până unde ați fost? Până în ce localitate ați fost și n-ați găsit de muncă? N-am fost. Deci, m-ați mințit. Nu v-am mințit. Păi da, a spus că ați fost în alte localități și ați căutat de muncă și n-ați căutat. N-am spus treaba asta. Deci dumneavoastră v-ați bazat că n-ați găsit aici de muncă, la dumneavoastră, în sat, cum ar veni, și gata, domnule, nu mai e loc de muncă nicăieri pe Terra, pe planeta asta. Da. Și n-am mai plecat și deocamdată stau pe poziție. Tot pe poziție stau și alții ca el. N-ar mișca un deget și nu s-ar da plecați de acasă. Deci, practic, stați doar în ajutorul social. Da. Și ce vă cumpărați din el? Alimente. Mai încarc și o butelie. Și alimentul acela de jos de acolo? Mai au și cât o bere. Ca mecanic. Mecanic. Câți ani? 14 ani. Păi de ce aveți ceva acolo? Și păi și n-aveți pensie? Nu am. Păi de ce? Păi ce să umble cu mine la Alexandria? Fiecare în parte are cel puțin două motive care să-l rețină în vârful patului sau prizonier pe scaunul de la birt. Bolile, singurătatea, lipsa oportunităților sau a chefului, școala pe care nu a făcut-o. O scuză cât un obstacol tot se găsește în drumul spre un eventual loc de muncă. Dacă au un confort mental, că subzistă cu această sumă și vorba aia, timp liber, ești toată ziua la birtul din sat, poate mai face unul, ia unul un pet de 2,5, îți dă și ție un pic, că îi se răsuflă înainte. Dacă ei se simt rezonabil în starea asta, normal că nu-și doresc o schimbare. Ideea de schimbare, în general, înspăimântă omul. Sunt puțin oameni deschiși spre schimbare. Omul, ca ființă, ar prefera o situație comodă, cât de cât acolo, de subzistență, și fără schimbări bruște.
În momentul de față mai lucrați? Nu, sunt asociat. De ce nu mai lucrați? Nu se mai poate. Ce ați pățit? Am ochiul. Ce aveți la ochi? Aveți cataractă. Trebuie să mă operez. Și nu mai vedeți deloc? Ba da, dar mai în ceață? Da. A, și de asta nu mai puteți să lucrați? Cine mă angajează la vârsta asta? Nu vă angajează cu cataractă? La vârsta asta nu ne angajează nimeni, la 60 de ani. Păi nu, dar spuneți că e vorba de cataractă, de problema asta. Nu să mă duc să mă operez. Și după ce vă operați, vă angajați? Dacă găsesc, mă angajez. Munca vă place? Acum la mod serios vă întreb. Place, normal. Da, adică cu adevărat, când mergeți la muncă, nu știu, vă bucură, nu mai puteți de fericire, ce se întâmplă? Da, domnule, eu vă înțeleg ce spuneți. Sunteți numai un zâmbet când mergeți la muncă sau mergeți cu capul în pământ și ziceți, Doamne, iar? E vorba de aia, dar e vorba că se găsește greu serviciul. Dar vă convine ideea că se găsește greu și că aveți o scuză să nu mergeți, să vă luați de muncă, să vă găsiți de muncă? Vă convine ideea că nu vă găsiți de muncă și stați acasă liniștit? Păi nu mă convine, nu mă convine, dar nu găsești, aia e treaba. Pe la Alexandria, pe acolo nu sunt locuri de muncă? Unii departe? Nu știu. Dar ați căutat? N-am căutat, de ce să vorbesc că am căutat? N-am căutat. Și de ce n-ați căutat? Pentru că nu vă place munca. Păi care ar fi concluzia? Când îți place ceva cu adevărat, faci totul ca să obții acel lucru, nu? Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, da, e greu cu serviciul, că nu se găsește. E greu pentru dumneavoastră, pentru că vă descurcați cu o formă de bani. Nu știu ce să mai... Am pe cineva care mă întreține. Cine? Copii. Copii. Vă dau ei bani. Da. Și aveți și asistat social care vin pe aici, pe la bar, pe la dumneavoastră? Foarte mulți. Foarte mulți. Și cheltuie ajutorul aici? Da. Într-o singură cumpărătură, într-o singură... îi cheltuie. N-au luat deloc pentru că nu există economie la noi în oraș. N-are unde să muncească. Calificare n-au? Da. Și mai e și... romi? Nu-i primește dacă e undeva. Cum adică? Cum să nu-i primește? Nu-i primește. Nu-i primește. Ce asta e de ascuns? Nu-i... Adică așa e lumea, nu-i... Da. Nu pot să cred. Dacă e ceva de muncă, nu. Are să ne iertați și nouă. Se va arăta. Ia. Cine sunt? Cine sunt acești oameni care nu sunt lăsați să muncească? Nu că nu sunt lăsați să muncească. Vă dă muncesc, dar... Ia. Să română, bună ziua. Să aibă ce să muncească. Doamne ajută. Am înțeles că aveți probleme, că nu sunteți angajați, că nu vă primește lumea. Unde să ne primești? Nu există la noi așa. Aici muncim, unde ne duce primăria, unde ne trimite șeful cu noi. Uite, dânsa când e acolo și ne trimite mamă, unde ne trimite dare de muncă, așa muncim, ne ducem. Nu ne-am cerut să angajăm, că avem socialul ăsta care muncim. Munca n-a omorât pe nimeni, dar nici lenea nu face rău. Uite, de mic, cu munca, cu... Păi ce muncă dacă nu ai muncă? Uite, la ajutor social, cu ziua, cu oare. Asta e nivelul de educație. Avem, asta e România educată, imaginată de președintele nostru. 10 ani am muncit la proiectul ăsta și suntem în punctul ăsta, în care clasa 8-a e o mare realizare. Și în Parlament cum e? Adică... E foarte greu, că e greu cu ciobani. Nu mai găsim. Cred că noi suntem ultima generație de ciobani care mai ținem oi. La tinere nu le place munca, nu le place nimic. Dar ce să facem? Cât o mai putea să mai rezistăm, rezistăm. Când nu, asta e. Nu avem ce face. Mergem înainte. Oieritul. Ultima poveste. Ziua în continuu, noaptea, cu grijă. Dorm mai cu grijă, că na. Iepurește dormi. Iepurește, așa, că n-ai cum să dormi, să le auzi sperindu-se, le auzi lătrând câinii. Trebuie să te scol, că n-ai cum să stai. Non-stop program. Și noaptea ești atent, că na. Ligioanele astea, non-stop e la noi. Da. Da, vă dați seama că dacă apucă de aici, dacă strigă timpul aici, să strică, nu mai poți să stai. Nu mă plictisesc, nu-mi urât. La câte ori se pune urâtul pe ei. Mergem în vârful Făgărașilor, pe cărări bătute doar de turmele ciobanilor. Timpul trece, nu stă după noi. Trece timpul. Ne trimite și nu uite ce dă astăzi pe drumul pătrâni.
Ce face oamenii de ne trimite din primărie? Dar nu găsiți un loc de muncă, loc de muncă. Apoi nu muncim, nu, că eu sunt una bătrână, ăștia mai am copii de aici la social. Nu sunt aici, nu știu, întreprinderi, ceva, magazine. Nu sunt. Uite nu că sunt. Pe tine te văd băiat elegant cu cămașă. Nu sunt. Nu sunt. Ce vârstă ai? 33. Munci frumos și înainte. Mulțumesc, Ioana. Munci frumos și înainte. Ce ai muncit până la 33 de ani? Cu ziua, în construcție, în are. În ce? Construcție, la betoane, la șantier. Și ce făceai acolo? Betoane. De toate. Dar ai carte de muncă? Nu am carte de rog. N-am fost la școală de rog. Dar carte de muncă? Nu am. Deci nici carte de la școală, nici carte de muncă? Nu. Nu. De ce n-ai mers la școală? Cu uite de mic, cu munca, cu... Păi ce muncă dacă nu ai muncă? Uite, la ajutor social, cu ziua, cu oarea, cu... Și te descurci cu 330 de lei? Mă, descurc. Nu te descurc, că mai se duce și cu ziua, mai cu ziua, cu... mai pasă, mai nu fac. Vezi. Păi și asta e viața. Asta e, mergem înainte. Poate găsești undeva, știi cum e, să... Dacă găsim... Să te bagi la o firmă, la ceva, poate la pază, la ceva, la... Vedem noi, găsim noi, da? Da. Ce să faci? Asta e. E greu, e greu. E greu, ce să faci? E greu, e greu. Dar n-au vrut părinții să te trimite la școală? De mic, eram cu treabă, cu oarea. Ce treabă aveai? Nu vezi, în costuce, în are. Dacă ar avea zile de muncă, tot atâtea cât scuzele invocate pentru lipsa unei ocupații, ar trăi practic dintr-un venit lunar mai mult decât decent. Să ne dă munca la social, uite, asta facem. Să ne dă, să ne dă bani, să ne dă ajută, asta avem. Asta o cerem, altceva n-avem nimic, mă. Ce să facem? Ce să facem? Asta e speranța lor. Da, socialul, mamă. Și dumneavoastră tot la social sunteți? Da. Ce vârstă aveți? 26 de ani. Mult și frumos și înainte. Mulțumesc. E și tânără, elegantă, înaltă, așa. Nu-ți găsești un loc de muncă? Păi nu, că uite, dacă nu ai niște studii, nu te primește nimeni. Păi ce studiai tu? Păi n-am făcut decât 5 clase. De ce doar 5 clase? Pentru că așa era timpurile alea. La care timpurile alea? Că și am 36 de ani și am 36 de ani și n-am prins timpurile alea care nu puteai să faci școală. Eu părinții noștri. Ai carte de muncă sau la negru? Nu. Ocazional. Ocazional. Da. Ajutor social? Da. Am. Deci practic tu lucrezi la negru ca să ai și ajutor social. Nu lucrez la negru. De exemplu, la un văr, la o tușă, la o mătușă, la o ceva. Dar de ce nu să faci carte de muncă? Ce să faci la pensie? Asta o să fac. Asta o să fac. Da, până acum ai pierdut o grămadă de timp. Știu, știu. Și la pensie suferi. Îți dai seama că nu o să mai ai beneficii. Adică să vină o pensie, dar... Tinerețea trece. Știi cum se gândește tineretul? Că nu mai ajungi la pensie. Dar poate, cine știe, Dumnezeu te ține și 100 de ani. Dar, de exemplu, de ce n-ați găsit un loc de muncă? Adică n-am școală. Ianuarie. Deloc, deloc? Deloc. Ianuarie școală. Adică n-ați fost o zi la școală? Deloc. O oră? O secundă, nimic? Deloc. De ce? Fiindcă n-am avut ce. Părinții n-au vrut să vă dea sau n-au putut. N-a avut posibilitate să ne dea. Da, dumneavoastră o să dați, o să dați copii la școală. Fata mea la grădiniță. V-a convenit ideea asta că nu v-au dat la școală? Acum, sincer. Nu. I-am vrut tot timpul. Adică ziceați dumneavoastră, bă, ce bine că stau eu acasă și nu merg la școală să fac teme. Nu, îmi plăcea foarte mult să merg. Da. Deci, practic, v-au condamnat părinții, practic, v-au stricat începutul de viață până la urma urmei. Nu neapărat că ne-a stricat, dar dacă avea, cred că ne dădea. A fost foarte mult, frate. Dar 11 copii e foarte greu. Este nivelul de educație. Avem, asta e România educată, imaginată de președintele nostru. 10 ani am muncit la proiectul ăsta și suntem în punctul ăsta, în care clasa 8-a e o mare realizare. Și în Parlament cum e? Adică, uite-te la toți ăștia cu doctorate. Deci e vreunul care și-a făcut doctoratul pe bune? Deci studiile făcute corect până în clasa 8-a, dacă am face un sondaj în Parlamentul României, ar fi destui care tot la nivelul ăsta s-ar situa. Unde aveți de strâns? Uite, am strâns gunoaiele pe stradă. Toate gunoaiele am strâns. Și a strâns tot așa, gata? Da, da, da. Uite, mai în față, le-am grămezile ce e pe aici. Sunt gunoaie, ia uitați. Nu mai este, nu mai este. Era mult pe aici. Era mult. Ia veniți cu mine, veniți cu mine, să vă arăt eu gunoaie acolo. Hai să-ți arăt eu. Vino cu ce să vezi. Haideți că vă arăt eu, uitați că și pe aici sunt. Apoi era foarte mult. Le strâng cu mânicuța. Unde, doamne, ia uitați acolo. Ia uite, ia uite. Ce era mai mare și se vedea. Nu am adunat ce e mai mare. Ce e mai mare am adunat. Am adunat. Ia uite ce dă gunoi acolo. Ia să vedem. Uite. Am strâns tot gunoiul ăla de acolo, uite. Ăsta e strâns de dumneavoastră? Da, 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 noi l-am strâns, uite. Și grămadile alea și ăștia și ce mai e în față. Uite,
A făcut. Și mâine și fiecare trânge zi copii de noi, domnul șef. Îi mulțumim domnul primar care a intrat acum, că dânsul ne ajută și el ne trimite și ne dă muncă și ne dă bani. Ne ajută cu ajutorul social. Mulțumim să trăiți, dincolo. Dar lăsați-mă, domnul, fiecare e cu supărarea lor, e cu... Dumneavoastră aveți loc de muncă? Nu e treaba la nimeni, am numărul pe masă la nimeni. Așa am înțeles. E o criză de locuri de muncă și nu știam dacă și dumneavoastră sunteți lovite de criza asta. Aveți ajutor social? Da. Job? Am. Ce lucrați? Ce lucrați? Dar nu e treaba de la nimeni la ce lucrez. Și cum? Că lucrează soțul, nu lucrez. A, dumneavoastră nu. Sunteți scutită. Când vorbim despre Videle și celelalte comunități rurale ce țin de oraș, aici oamenii ne spun să nu ne grăbim cu judecata. Până la urmă, urbea e după chipul și asemănarea primarului, care n-ar fi făcut și nu face nimic pentru oameni. De 3 luni de zile, fata mea ne-a luat banii de la Publiserv. Lucrează la Publiserv, i-a tăiat lumina, are 3 copii, n-are cu ce să-i trimite la școală, n-are cu ce să-i îmbrace. Deci să-ți dea bădănoiu dacă n-are bagă nimic. La păcănele. Absolut nimica. Cine, absolut. Cine a băgat bani la păcănele? Domnul primar, bădănoiu, a lăsat Publiservul, i-a dat afară. I-a dat afară pe Publiserv, l-a dat, toată lumea a dat-o afară, n-au copiii plângând. A venit nepoții ieri, m-am dus cu traista și le-am dus mâncare. Dar cu ce se ocupă serviciul acesta? E cu Publiservul din Videle. Adică ce face? Cu mătura pe stradă. Măturător nici banii după stradă nu le dă. Și nu și-a luat banii oameni. Nu, de 3 luni de zile plânge fata mea în casă că nu mai poate să ducă la servici cu ginerul meu, că nu degeaba muncesc. Deci practic la dumneavoastră lumea fie n-are locuri de muncă, fie le are și nu primește bani. Și nu primește bani. Nu primește bani. Spitalul de la Videle, m-am dus cu două, sunt bolnavă, am diabet de gradul 2, okay. Sunt bolnavă, m-am dus la Videle și nu au medic de gardă, nu știe ce să-mi facă medicii de gardă la boala mea. Și unde trebuie să mergeți? La ce spital? La spitalul militar, la Fundeni, trebuie să merg la București. Mergi. Cu ce să mă duc la București? Mergi, că chiar, uite, ea este om bolnav. Cu ce? Păi cine mai este om bolnav? Cu ce să merg la București? Cu ce să merg la București? Că n-am cu ce să merg la București. Că domnul Bădănoi a închis toate spitalele. Domnul Bădănoi a închis spitalul. Nu serviciuri, nu copii ăștia fac naveta. Dirâpă la tot domnul Bădănoi. Toți banii ce au fost și ce s-a investit i-a dus la păcănele. Și la femei. Are primăria datorie 9 miliarde și ceva. Cu asemenea acuze, nu puteam să nu solicităm un punct de vedere primarului. Primarul localității Videle ne-a promis că ne va acorda un interviu în care ne va vorbi despre problemele legate de locurile de muncă, dar nici domnia sa nu este la locul său de muncă. Ia uitați, aici ar fi trebuit să stea consilierii să discute probleme grave ale localității și ea absentează, iar acesta este scaunul confortabil al edilului, da? Unul lăsat gol. Acum, ce să facem? Să ne mai mirăm că nu muncește lumea în țara asta? Dacă primarul promite presei că vorbește și vine cu explicații despre situația localității, de ce nu sunt locuri de muncă, de ce sunt atât de multe persoane asistate social, probleme peste probleme. Domnia sa este acuzat, printre altele, că ar da banii la păcănele și nu l-ar interesa de localitate. A închis telefonul și refuză să ne răspundă. Și tăcerea e un răspuns. Edilul e pe final de mandat și în curând va intra și el în rândul celor aflați în căutarea unui loc de muncă. Asta pentru că a fost învins la alegerile recente. Până să-l vadă șomer sau pe altă poziție politică, unii cetățeni vor să afle cum a reușit acesta să transforme peste 300 de localnici în abonați consecvenți la ajutoarele sociale. Sunt niște oameni care nu le place munca. În general sunt, în zona asta sunt locuri de muncă. Nu mai se vrea. În baza cărei documentații și în baza cărei legi acordă aceste ajutoare sociale? Eu consider că aceste ajutoare sociale ar trebui să dea oamenilor care într-adevăr au nevoie. La țară e și mai rău, iar lenea și mai mare. Satele din România au ajuns adevărate fabrici de șomeri și asistați social. E drept că locurile de muncă în mediul rural sunt puține, însă nici oamenii nu sunt dornici de muncă, nici măcar cazilieri. La culiesă, așa, cum vezi. Dar ai găsit cu 1,5 milion? Dar nu găsesc. De ce nu vin la muncă? Nu ai de unde, nu-i găsești. Care îi găsești, stau la umbră. N-avem de unde.
Suntem bătrâni și fără o căldare de apă n-are cine să ne aducă. Bolnav și obosit, cu mâinile muncite și sufletul plin de amar, acest bătrân se plânge că n-are cu cine să culeagă via. Nimeni nu vine să-l ajute, nici măcar cu bani. Nu am găsit oameni să culeagă via. Au plecat cum pleacă rândurile din cuib în alte țări. Cam ce sume se acordă pentru o zi de muncă? 200 de lei, mâncare, băutură. Și în condițiile astea nu văd câmpul plin de zilieri. Putori. Preferă umbra, preferă cărciuma. Am mers și noi să vedem care ar fi pretențiile celor buni de muncă, dar și motivele pentru care preferă să stea degeaba. Lenea e în floare, iar paharul cu alcool le este mai prieten decât sapa sau lopata. Deci eu aș putea oferi 150 de lei pe zi și o masă caldă. Două săptămâni am de lucru acolo, cel puțin. Cu țigările. Negociem suma asta de 150 de lei, cu acționați dumneavoastră, Ne-am lovit de un refuz, așa că ne mutăm la următorul birt. Întâlnim doi bărbați cu sticla în mână, însă nu reușim nici pe ei să-i convingem să vină la muncă. Cu limba împleticită, cei doi ne-au trimis în capătul celălalt al satului să mai căutăm. La zicând încolo partea la altă, mă sunt băieți care vor să muncească. Păi mă, ții Colușa, dacă e la intersecție Colușa. Mersi frumos. Așa se face că satele au ajuns adevărate fabrici de șomeri și asistați social. Locuri de muncă nu prea sunt, însă nici cheful de muncă nu dă pe afară. Doar în comunele gălățene au ajuns să existe de 6 ori mai mulți șomeri decât la oraș. Iar realitatea tristă o întâlnim aproape în toată țara, indiferent de regiune. Din păcate însă, în anul alegerilor, nu am auzit nici măcar un politician care să pună în discuție creșterea nivelului de trai, în zonele subdezvoltate, ori în cele dezvoltate numai pe hârtie, de ochii alegătorilor. Semn că de muncă fug și cei de la vârful țării.